sincer, profundă vocația poporului român. Acest lucru l-a afirmat în articolele sale de la Telegraful Român, în volumul Ortodoxie și Românism. A crezut întotdeauna că toată sinceritatea, nu idealist, așa cum spun unii teologi contemporani că a fost idealist, a crezut că Ortodoxia românească are un echilibru între abisalitatea Ortodoxiei ruse și raționalismul Ortodoxiei grecești. A crezut în vocația poporului român. Obiceiurile poporului român întotdeauna le-a integrat teologic, le-a dat cu interpretare, le-a înnobilat, am putea spune, teologic. Familiaritatea omului, creștinului român cu Dumnezeu. Istorioarele duhovnicești, în care se spune că Dumnezeu și Sfântul Petru se plimbau pe pământ și stăteau de vorbă cu oamenii. Această apropiere de Măicuța Domnului, toate acestea făceau parte din teologie, din viața poporului român. De aceea, în această seară, avem bucuria să îi ascultăm pe acești tineri care vor cânta ceea ce poate s-a uitat, a devenit un clișeu poate în vremea comunistă, dar vor cânta cântece românești. De ce n-a spune patriotice în sensul de patrie? O patrie care este sfințită de o spiritualitate și de o credință. Avem bucuria în această seară să avem în mijlocul nostru, ca de altfel la toate seriile noastre, grupul tinerilor de la Biserica Precupeții Noi, Școlul Bisericii Precupeții Noi, care va interpreta câteva lucrări care țin și de folclorul românesc și de simțământul nostru patriotic profund.